ce fel de meserie, nu am o chestie specială, așa ca să zici că și ieșit din apar din cenușă de undeva, știi? Da, am nicio problemă. E o chestie pe care am învățat-o foarte bine, pe care o, am pretenții de la mine că o controlez foarte bine. Dar mai nou, mai nu mai nou, nu mă bazez foarte mult pe bioterapie în sine, pentru că oamenii nu înțeleg nici acum, după 30 de ani, ce înseamnă bioterapia în sine. Ei cred că totul se poate schimba într-o zi, că se poate vindeca într-o zi, știi? Și chestiile astea, într-un fel, te dezamăgesc pe parcurs, înțelegi? Oamenii își pierd încrederea, tu îți pierzi răbdarea. Energoterapeut, cum spun oamenii, energoterapeut. Deci e vorba de cineva care știe cum să gestioneze, cum să manipuleze energia, corect? Și nu numai. Energia, bioterapeutul de altfel... Lucrează cu energia omului și nu numai cu al omului, și cu lui pentru că el intră în corelare cu energia omului. Și, de fapt, bioenergia ce face? Ea nu schimbă polaritatea corpului, nu. Ea poate acționa asupra funcționalității organelor. Atât. Tesla spunea că tot noi suntem, dacă vrei să știți către universului, energie, frecvență sau vibrație. Exact. Același lucru face și terapia cu tot felul de senzori energetici, da? Aia nu te vindecă în sine, ci apasă, se duc în niște centre pe care îi stimulează. Ei, acei centre, exact același principiu are și bioterapia. Deci bioenergia înseamnă că eu dacă vin la tine... Mm -hmm apești, nu fizic. <laughs> nu fizic, da. Niște centri și poți să schimbi felul în care mă simt, felul în care ușor, ușor, nu exact. a doua zi mea. Uneori și instant. Uneori și instantanea. Uite, de pildă, am avut un tip care el joacă tenis pentru el acum, pentru că în tinerețe zice că s-a ocupat foarte mult de tenis, fiind într-o fibrilație cardiac, neputând ieși s-a dus la doctor, i-au făcut oprirea acordului, pur repornirea, tot absolut, și nimic. Și dintr-o... L-am așezat pe pat. Sunt cu el de vorbă. Eu, concentrându-mă asupra energiei corpului lui, și că inima, de fapt, este un organ aparte. Ea are creierul ei, are funcționalitatea ei, funcționează pe baza principiilor acestor a impulsurilor electrice, pe care ea singură și le creează. E, și stând cu el de vorbă, mi-a zis, Doamne m-am încălzit foarte tare. Ai că nu e zis, nicio problemă, te-ai încălzit, te-ai încălzit. Stimulăm că doar încerc să lucrez pe -i cordul tău în sine. Și ai ieșit din fibrilație și mulțumesc lui Dumnezeu și astăzi este ok și n am mai intrat niciodată de atunci. Wow. Deci e un miracol. Știi, de foarte multe ori, nici eu... Unde ai învățat asta? Dar stai puțin, că suntem... A început podcastul? Ah! Dragii mei, îmi pare bine să ne vedem în seara asta. Am invitat cu totul și cu totul deosebit, de mult. Sunt fanul ei, înrăit, nu știu, asta, dar nu ne cunoaștem personal. Și vreau să vă prezint pe incredibila... Lidia Fecioru, să rămână, bine venit. Bună seara și bine te-am Scuzați că ne-ați prins așa în mijlocul ăsta, dar nu contează că aveam o discuție... Mi-a făcut o exact. mare plăcere să vin la tine la podcast, să știi că eu am mai refuzat multe podcasturi, dar la tine am venit cu drag. Să În primul rând am venit pentru că eu sunt o melomană, înțelegi, și tu fiind un muzician, mie îmi plac lucrurile astea. Să Pentru mine, cultura e foarte importantă. Să rămână. Din păcate, și dacă aș vrea să-mi face această terapie, masa mai e prea nu? Da, găsim, mă, mă da, pun pe e jos sau ceva. Nu pentru e că noi putem lucra exact. și de la distanță, terapeuții pot lucra și de la distanță. distanță. Da, da, da. Pot să face terapie inclusiv ne neștiind omul că lucrează cu el, înțelegi? Fără să-și dea seama. Și, domne, am plecat de acolo, după discuția aia cu dumneavoastră, m-am simțit alt om mi s-a schimbat lucrurile, pentru că e important să încep de la psihicul omului, știi? Știi, am auzit o poveste foarte frumoasă, își spunea povestea a lămâiei și a portocalei. Îmi spunea un om, uite, o portocală poți să o înjuri cât vrei tu, poți să o neglijezi, poți să o uh, super cât vrei tu și dacă o storci, tot suc de portocală va scoate și lămâia poți să o iubești și poți să-i faci ce vrei că ea tot acră va fi. Așa și oamenii ăștia. Și atunci, ai tot felul de abordări. Da? Știi cum să-l abordezi pe om. Dacă vezi că omul nu este pregătit, eu nu dau sfaturi niciodată neîntrebat. Și nici ne nu. Îmi place ce cei tăi. Mulțumesc eu, frumos, sunt inimeară. <laughs> Încep cu o întrebare care cei care sunt acasă nu, nu, nu se așteaptă la asta, dar o să vorbim despre asta, despre uh, energie și despre terapie, despre asta, dar vreau să încep cu o întrebare directă între perioada atât de încărcată, dacă să bine și mă gândesc și chiar în ultima săptămână am avut uh, niște discuții, niște... cu niște oameni tot așa ca tine, tot cu energie și cu asta, unde întotdeauna conflict a existat undeva în lume adevărat. Adică și dacă n-a existat un loc unde am stat noi sau unde ai stat tu, totdeauna a existat undeva, ba în Somalia, ba în Africa, ba undeva, există război, dar doar, că, doar că uneori nu ești conștient sau doar că presa nu relatează asta pentru că nu e un loc de interes. Păi îți spun, de 8 ani de zile, da, se luptă în Ucraina, se ducea război și toată lumea nu era niciun problemă. Exact, adică, exact. Adică că mureau copii, că murea lume, că se împușcau. Că... Și cum a fost acum 10 ani, când a fost și nu era așa de... Exact, exact, exact. exact. Cum ți se pare că avem în această uh, perioadă, această perioadă tulbure, această, aceste două războaie uh, simultan, cel din Ucraina și din uh, Israel, mai mult ca sigur, mai sunt și altele de care nu, 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 se, vorbesc, nu se vorbește sau nu sunt așa de prezente în presă, uh, suntem înaintea celui de război mondial? Suntem cu un picior, da. Dacă acum nu se vor găsi oamenii potriviți și nu vor avea curajul să se așeze, să discute lucrurile, al treilea război este inevitabil. Pentru că, închipuiți, că acolo niciodată n-a fost liniște. Dacă stăm să ne gândim. De zeci de, de, de ani... De, de, de... De zeci de ani nu a fost liniște niciodată și nici acum nu este liniște și nici nu se va aștepta foarte repede liniște în acea zonă. Uh, pentru că mă rog, aș spune foarte multe lucruri, dar părerea mea cred că mai puțin contează. Nu contează, uh... că altfel nu te întâmplăm. <laughs> Chiar contează. Uh... Adică vezi, vezi, mai mult războiul mondial, uh, Lidia, din mai mult război mondial decât dintre Rusia și America, decât din, din Israel. Acolo, mai, mai mult pe, pe, pericolul decât. Pericolul nu este asta, ce se întâmplă acum în Israel cu Palestina. Pentru că la e un război de 80 de ani să duce, da? Dacă ne uităm la istorie. Da, da, da. istoria nescrisă, nerescrisă, nu Corect. <laughs> istoria corectă. Noi știm că în 46 i s-a dat Israelului loc unde să stea evreii pentru că au fost un holocaust și au fost un popor. Dar mă gândesc, uite, că în același holocaust au fost și romii. De ce nu s-a făcut și pentru ei o țară? Da. Ca să ne înțelegem. Așa. A fost... A fost făcut strategic de către Marea Britanie dat terenul, ce legătură avea Marea Britanie și cu Palestina, n-am să înțeleg niciodată. Da, mă rog, așa erau lucrurile atunci și ușor, 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 ușor. Palestinienii au fost împiși de pe locurile lor. Noi știm foarte multe, am văzut foarte multe filme unde se intra în sate palestiniene și erau omorâți și se ocupau de către izraeliți. Deci de 80 de ani a fost asta? De 80 de ani. Și de deci era. tu nu simți că la ala e locul, locul cu pricina, adică unde iese fun și se poate... Nu. Războiul... Al treilea război mondial? Al treilea război mondial se va începe... Începând de acolo, ăla va fi un... De aici, de în Israel cu Palestina. Aici este o... Conflictul Nodul discordiei, ai înțeles? Și el se va duce până la urmă, America va intra în, în război cu Rusia. China va juca un rol? O, oh, mare rol. Un mare rol uh, cu Taiwanul. Acolo dacă... Uh, oricum, nici acum, nici în perioada asta, dacă Iranul, uh, Iranul ca rachete și ca tot de bombe, e foarte dezvoltată în sine, ai înțeles? Și acum rușii nu vor sta cu mâinile în pentru că Iranul face parte din BRICS. Și nu vor sta acum mâinile în șolduri, să știi. Adică nu se vor uita... Cum s-a ajuns la violența asta într-o perioadă când, în opinia mea, când suntem în cea mai abundentă, cea mai prosperă, cea mai liniștită, cea mai... Cea mai faină din istoria tuturor timpurilor. Ok. O să când spun. am putea să trăim total toți într-o abundență și într-o fericire și într-o maximă libertate. Uh umplem paharul cu apă. Asta e abundența noastră, da? Și de pe fără, că turnăm. Noi tot ajungem și turnăm. La un moment dat, abundența care se varsă, noi nu o să vrem să o pierdem. Și atunci ce vom face? Vom răsturna paharul și vom începe de nou. Da. Cam asta este explicația. De ce? <laughs> societatea și tot ce ține de robotica care s-a creat și tot felul de să înlocuiască omul oriunde și cu orice și orice să înlocuiască robotica. Ea nu va ajunge nicăieri. Dacă stăm să ne gândim câte mașini electrice, cimitire de mașini electrice sunt, da? Nu machina ce cimitire de, electric, de mașini electrice au. Nu le-a văzut nimeni. Noi ne uităm la filmulețe, mai ne informăm că asta e situația sau de pildă ca să produci o baterie de mașini pentru mașina electrică îți trebuie material da? Uh, alea trebuie să le schimbi bateriile, ce faci cu ele noi ne plângem de chestie globală că se duce, că faci păi vă arăt eu <coughs> întrebați să se uite pe, pe internet unde se duc toate uh, tot ce înseamnă deșeuri în Africa, da? deșeuri care nu mai sunt, nu le mai pot prelucra. Și de unde vin? Din Marea Britanie, din America, toți își duc acolo gunoi. gunoi. Plus și noi. Suntem o groapă de gunoi a Europei în sine. Înțelegi? chestia asta trebuie să, trebuie să o ia de la capăt. Și o să o ia. Dar deci nu este, este, un reset. Exact. Dar, Dar nu mai așa se poate. S-a întâmplat așa. că noi suntem în mijlocul resetului. Dacă stăm nu și. Nu noi ca țară, noi ca perioadă. Odată la 100 de ani se întâmplă chestia asta. Odată la 100 de ani începe un reset. Odată la 100 de ani un reset. O mată, la 10 ani începe o criză, începe o ceva, începe... Exact, exact. Și au mai mare lume, grijă să nu fim liniștiți, știi? Că să... Cât crezi că va dura războiul ăsta? Va fi un război îndurungat sau câțiva ani? Va fi destul de lung. Va fi destul de lung, pentru că um, resetarea asta se produce, uite-te și tu, cu lupta împotriva dolarului, Da a stăpânirii lumii, se schimbă polaritățile în sine a conducerii și așa mai departe. Tu închipuiți că de 200 de ani, cel puțin, se duce lupta cu, vezi, doamne, cu ghețare care se topesc ei și că ei prăpădul lumii. Prăpădul lumii este doar pentru a ține lumea tot timpul într-o stare din asta de frică și spui, oamenii spun așa, ei, lasă că e bine așa, mulțumesc, mai rău să nu fie, mai înțeles? Adică oamenii se mulțumesc cu ce este și nu mai luptă pentru ceva mai bun. Dar asta e toată problema. Simți că acest război este unul religios, unul politic? În primul rând religios. Deci, războiul peste tot, acum cel puțin, este ideologic și religios. Se duce o luptă crâncenă împotriva ortodoxiei, dar crâncenă. Știi, mie nu-mi e frică de oamenii care cred în altceva. Mi-e frică de cei fără niciun Dumnezeu. Ai. Suntem norocoși, noi, că suntem în Grădina Maicii Domnului, cum a spus Arsenie Boca? Noi suntem norocoși că avem acolo o chestie veche care ne ține. N-aș putea să spun că România e Grădina Maicii Domnului. Aș putea să spun că toate țările pot fi Grădina Maicii Domnului. Depinde cât de dispuși sunt oamenii să creadă în ceva, în curățenie înțelegi? Eu în curățenie asta am în vedere uf, chestia asta de, de um, uite, pe mine chestia, chestia asta cu valoarea LGBT-ului mă, mă, mă ia draci, înțelegi, mă corect, adică eu nebunesc pe, pe chestia asta, pentru că um, se duce politica a nu se mai naște copii să nu credeți că LGBT-ul e așa o chestie. Dar le luăm de la Hitler în coace. Da? Cei mai mari homosexuali au fost nazismul din Germania. Toți cei care conduceau naziștii din Germania erau toți homosexuali. La istorie. Cine nu s-a la podcast și nu înțelege și voi să ai hateri acolo, să se ducă să citească pentru că de uh, ei spun așa că armatele, uite, de pildă cehalu care luptă acum în uh, Israel, e de fapt o organizație militară care până din ea a luptat în Ucraina împotriva rușilor. Cum a început scandalul acolo, s-au urcat în avion și au plecat în Israel. Am auzit că vrei să te muți în Rusia. Aș vrea. Aș vrea pentru că eu îți spun și îți promit că chiar dacă asta va, asta va rămâne pe internet de aici încolo pentru mulți ani de zile, o să vedeți că Rusia va fi una dintre cele țările care în 100 de ani de aici încolo nu va mai fi niciun război. Niciun război. Știi, toți spun că Putin este un dictator, că este nu știu ce... Bă, mai bine în dictatură, un piculeț. Că și la noi, dacă era un pic de dictatură, poate era un pic mai bine. Dar democrația, eu o înțeleg în felul următor. Că drepturi, că nu știu ce, spune, democrația e așa. Îi se dă voie oii să aleagă când să fie mâncată. La prânz sau la cin. Atât. Asta e democrația pe care noi o trăim astăzi. înțelegeți? Și toate chestiile astea, nesiguranța, lumea se duce, se mai plimbă, dar nu se mai plimbă cum se plimba, se liniștesc pentru că nu știu în ce țară te duci și cu ce te întâlnești acolo. Uite-te în Franța. Ce invazie de ploșnițe, domnule? Cum să fie chestia asta așa, dintr-o dată. Te-ai uitat la serialele Simpson? Ai văzut câtă coincidență? Incredibil. Incredibil. Și eu stau și întreb, regizorul face parte din elita mondială? Din cei însemnați? Crezi că regizorul face parte din elita mondială sau crezi că există... Pentru că astea sunt scenarii scrise. Da, sau crezi că există un multivers unde unii oameni pot accesa și pot downloada informații? Eu cred că face parte de unde trebuie. Și îți place tot ce de Putin? Îți place de Putin? Foarte tare. Și nu că... Eu sunt o... Na, acolo m-am născut. În Uniunea Sovietică m-am născut, da? cea mai multinațională țară este Rusia. Da? În primul rând să luăm că erau 15 republici care era fiecare nație aparte. Cu cultura ei, cu limba ei, cu tot, tot, tot absolut, dar aveau ce i lega, era limba rusă care îi lega pe toți pentru că se înțelegeau între ei limba rusă. Despre la ce? la ce vârstă ai tăiat acolo? Până la 30 de ani acolo am învățat, acolo m-am educat și nu, nu că îl iubesc, îl respect foarte mult pentru că este este un tip foarte, foarte calculat în primul rând. Nu face nimic negândit, dar nimic. Și strategia nu iese de litera legii. Deci tot ce face el tu-mi că <coughs> vorbeau despre că a intrat în în Ucraina, da? Păi cu două luni înainte occidentalii au dat comandă ca toți cei din Occident să părăsească Ucraina. Vrei să știi că spui că nu știa știa? <laughs> despre ce vorbim? <laughs> da? Deci era un scenariu. Și el a spus așa, străzile pe care eu am crescut m-au învățat în felul următor. Dacă e treabă de bătaie, atunci e să dai prim. Și a intrat în Ucraina. Și spunea așa, dacă îi lăsam pe ei să intre, pentru că ei erau programați și erau pregătiți să intre ei în Uniunea Sovietică, peste ruși, spunea, dacă îi lăsam, ajungeam tot aici, doar că era un pic mai greu pentru noi, pentru ei, pentru noi. Înțelegi? Când se va termina războiul ăsta? Războiul ăsta abia vorbim la anul la anul spre toamnă. Adică peste un an. Fac față încă ucrainenii? Mm, am văzut că nu prea mai fac față, din ce cauză. Pe asta tot se gândeau, adică la, la, cât de mari sunt și puteau să Normal, ar fi trebuit să mult mai repede. Păi diferența între război și asta militar cu dezarmarea și cu denațificarea, asta e diferența între Palestina și Ucraina. Dacă rusul vroia era de mult în Norvegia, sus, credeți. Numai că ei nu lovesc în ținte civile. Ceea ce vedem noi la televizor, ce li se arată lumii la televizor, că au bombardat nu știu ce școală. Păi, normal că e bombardat bombardă școala dacă acolo s-a făcut și-a făcut o unitate militară ucrainene. E logic, da? Dar în rest ei nu. Uitați-vă și acum. Ucrainenii pot pleca din Europa în Rusia oricând. Acum. În schimb. S -a, s -a, au făcut strategia în felul următor. Nu pot veni decât cu, cu avionul. Controlul se face în șeremetevă, în aeroport. Și dacă îi găsește, că a stat nu știu unde în Europa și i a pus drapelul acolo ucrainean și a înjurat rușii în continuu și acum s-a gândit el că Bă, e bine să mă ducă Rusia, că tu îți dai seama că vine un puș de 30 de ani din Europa, coboară pe șeremietivă și are un telefon cu butoane. ai <laughs> înțeles? Rușii sunt foarte informați. Dar foarte informați. Și să nu creadă cineva că dacă și-a schimbat telefonul și-a luat telefon cu butoane, ei nu au accesat toate datele de pe unde a fost ce a făcut. Și întoarce înapoi din aeroport. Nici nu-i las să intre. Simplu. Și o chestie strategică pe care mi se pare normal, ai înțeles? Mi se pare normal să-i întoarcă înapoi, mi se pare normal să-și păzească foarte bine cetățenii, pentru că <coughs> sunt foarte multe uh, organizații teroriste care fac tot felul de nebunii. Și atunci își păzesc foarte bine țara, nu e nicio... Este. Din punct de vedere energetic, noi cum, ce putem face să ne protejăm pe noi, pe familia noastră și mai ales din punct de vedere energetic și mental în situația asta de incertitudine? Important este să să nu încercăm știi, ne batem cu pumnul în piept că parcă am putea noi schimba ceva. Nu, nu putem schimba nimic. Noi trebuie doar să începem să gândim normal și să ne poziționăm într-un fel de partea dreptății, să știi, că dreptatea aia întotdeauna a biruit. Nu există cât ar merge pe toate șulfărelele, țările, dreptatea întotdeauna a fost cea care a triumfat. Nu, nu contează când. Suntem ca loc situați, nu mă refer geopolitic, dar ca loc situați ok din punct de vedere energetic, adică lucrurile vor fi ok la noi în România? tu stai seama că noi avem tot ce ne trebuie, noi suntem foarte bine poziționați și strategic și cum vrei tu să le spui. Avem acces și la apă și la munte și la tot ce vrei tu. Chestia asta, uite că spun că va fi o criza apei, da. Vine cineva și ne spune că avem o criză apei, nu plouă. Nu e nicio problemă. O să se facă lucrurile în așa fel unde să avem acces la apă. Pentru că, până la urmă, avem mările aproape, da? Și nu e nicio problemă. Se, va, se vor schimba lucrurile. Important e ca noi să vedem lucrurile într-o perspectivă frumoasă. Da? Noi să fim cei care vrem. Știi, uite că mă întorc înapoi la chestia asta ce spuneai tu, ce spuneam noi despre... Spune Putin este împotriva americanilor. Și cum să fie împotriva americanilor? Păi, Putin și cu americanii, de fapt, de fapt au dus de răpă Europa. Simplu. Deci, economic, au pus Europa pe bord. Deci lucrează amândoi împreună. Exporturile nu s-au oprit. Deci nu s-au oprit export este în America ex, se exportă din America în, se importă în, în Rusia toată Rusia face comerț în Europa Europa face comerț cu Rusia ceea ce vedem noi la televizor e hrana pentru proști înțelegi? chestia asta de a au rusofobia, știi, de a urâ rușii, de a urâ limba rusă dar de ce să o urăști? Că e de 2000 de ani limba rusă. E cea mai, una dintre cele mai vechi limbi. despre ce sau ce? Toată lumea leagă limba rusă de Putin. Dar n-are nicio legătură. Dar Cultura, legi, ok. E treaba voastră, este alegerea voastră. Dar tot ce s-a făcut până acum nu s-a făcut decât de, pentru distrugerea Europei. Ce recomanzi la un alt nivel, ce am putea să facem noi, niște Practici câteva simple pentru alungarea anxietății sau sării asta pe care o au oamenii în contextul ăsta de incertitudine. Întrebare fără răspuns, știi? Dacă mă întreb, e o întrebare fără răspuns că noi uh, am fi putut să facem și n-am făcut. Aici, probabil. Nu e în controlul nostru, acum. Da. Acum noi suntem o. Suntem niște jucării în mâinile uh, unora care se joacă cu viețile noastre, simplu. Noi nu contăm, înțelegi? Noi suntem niște găzuțe mici, ți-am spus, oaia întrebată când să fie mâncată, aia e democrația. Trăim ce scrie în Biblie? Asta este un fel apocalipsa? Sau începutul? Nu, no, apocalipsa e de, apocalipsa de când de lumea și pământul, că oamenii s-au omorât între ei și s-au... Ucis și sau și-au mințit. Și apocalipsa e zilnică, credem. Dacă te uiți, greu mai găsești oameni cu care ai putea să stai de vorbă, cu care vorba să rămână vorbă. Înțelegerea, să rămână înțelegere. E atât de greu, din ce în ce mai greu, din ce, în ce. Când găsești un om din ăsta trebuie să-l păstrezi, să-l strângi acolo lângă tine și să-l păstrezi ca prieten, știi, să-l ai acolo. Pentru că te vinde la următorul pas. Dom'le, te vinde instantaneu. Nu există. Cât de importantă e credința în toate astea, Lidia? E cea mai importantă. Pentru că nu atât frica de Dumnezeu, că de Dumnezeu nu trebuie să-ți fie frică. Ți trebuie să fie frică de vecinul, că ăla are sapă mână. Și l-ai văzut pe Dumnezeu cu sapă în mână? Nu, niciodată. Ai liberul arbitru, ai libera alegere. Universul, să spunem Dumnezeu, da, e universul. El te-a lăsat cu de toate. Alegerea ta e să destrugi, să omori, să ucizi. Oamenii le fac Ce îl face Dumnezeu. Și că așa a fost lăsat de la Dumnezeu. Serios? Ce mai mare prostie. Cum e lăsat de la Dumnezeu? Păi dar nu e alegerea celui de lângă tine sau a ta proprie? Este credința în Dumnezeu o soluție vindecătoare? Întoarcerea la credință? ar trebui să ne întoarcem. Mai sunt, noi mai suntem credincioși? Cum ne vezi? Mai da. Într-un într, -un, într -un 80% da. Chiar dacă este cel 20% care este fug la Dumnezeu doar când am nevoie. <gri> Înțelegi? Dar și aia e bine. Că măcar atât. Mă, crezi în ceva? Mă, măcar atât. Ai înțeles? Că spune, domnule, eu sunt ateu. Eu nu cred în Dumnezeu, nu sunt ateu te mai puțin, de ce ți-a zis Dumnezeu să crezi în el? Dar, dar, în tine crezi? Că dacă crezi în tine, crezi în Dumnezeu. Păi, dacă crezi în tine, crezi în Dumnezeu. Dacă nu crezi în tine, păi nu înseamnă că nu crezi în nimic. Nu poți să-mi spui mie că e, tu ești ateu. Și ce înseamnă ateu? Și zic, că m-am întâlnit cu cineva și zic, că eu sunt ateu, eu nu cred în Dumnezeu. Ei, jură tu pe mama ta, zic, dacă n-ai zis niciodată, Doamne ferește. Bă, am zis. Păi și atunci cum poți să spui, mă, că ești te... <laughs> Rușii sunt credincioși? Foarte credincioși. Știi că chestia asta îi va salva foarte mult, de foarte multe chestii. Și țin foarte mult și luptă foarte mult pentru ortodoxia în toată lumea. Și ei au o chestie. Să respecte credința musulmană, să respecte orice credință, orice religie. Ei n-au oprit pe nimeni niciodată de la orice cult. Ar fi el. Înțelegi? Și l-a respectat dacă el e baptist, dacă este adventist, dacă este uh, musulman, dacă este orice. Deci n-a fost chestia asta. Nu a fost. În schimb, uh, mă uitam, a fost la Suceava și acolo lângă Ștefan cel Mare așa spune eu lângă mormântul lui și într-un fel toată Moldova și Suceava cu Moldovița-Suceviță toată partea aia cu Vărate, cu totul, tot, tot absolut e cuibarul ortodoxiei, înțelegi? Sunt foarte mulți care au trecut de la ortodoxie la alt cult că bun, sunt bun, argentiști bun că sunt baptiști, că sunt penticostali. Sau... Penticostale. Eu n-am nimic cu chestia asta. Îl respect pe fiecare. Este alegerea lui unde se poziționează. Dar mă gândesc la trădare. Pentru mine e un om care își schimbă religia a trădat. N-am nimic cu tine. Ești născut din familie de pentecostali din străbunici de pentecostal, este religia ta pe care o ai din tată în fiu, din tată în fiu, ok, nu e nicio problemă. Dar când tu toți ați fost ortodoxi până acum și de ieri te-ai întors că ai altă viziune, da, o să-mi spună, cred în același Dumnezeu. nu e problemă. Dar ți-am spus, dacă tu ești pentecostal din tată în fiu, eu pe tine te înțeleg, dar dacă până la altă ieri ai fost ortodox și te duceai și pupai toate moaștele posibile și de ieri te-ai făcut pentecostal, pentru mine ești un trădător. Ești un om pe care eu nu mă pot baza. Și ce înseamnă Dumnezeu? Înseamnă omul în sine, sufletul, caracterul și așa mai departe. Aș vrea să intrăm într-o zonă Minată. mai da. <laughs> într-o zonă minată. Ia să vorbim puțin de energie, uh, zodii, <laughs> frecvențe, vibrație. povestește dacă cineva vine la tine, cum lucrezi cu el? În primul rând, oamenii când se duc undeva, trebuie să fie siguri unde se duc. Adică nu mă duc, am auzit, nu mă duc să văd ce ce o să-mi spună și mie. Nu mă duc să... Să că i-a recomandat cineva. E una recomandarea și alta este curiozitate. Da? Că e posibil la unul să-i spun multe lucruri și la altul să-i spun bine ați venit, vă rog frumos, la revedere. la revedere. Ai înțeles? Chestia asta ea ca și la doctor. Da? Nu te duci și la doctor decât dacă te doare ceva. Și aici e tot la fel. Numai dacă te, te, deranjează, ai ceva. Ai ceva de întrebat, pentru că bioterapia este asociată foarte bine cu psihoterapia. Ele merg mână în mână, nu pot una fără cealaltă. De foarte multe ori oamenii n-au nicio problemă de sănătate, ci au o problemă a sufletului a nefericirilor, spune, păi cum, n-am nicio problemă? Nu! Fizică, nu! Să e o problemă energetică sau Dar te duci. emoțională. Emoțional. Sufletește. Vezi, ai nevoie de un psiholog, ai nevoie de un psihiatru, ai nevoie de... Poate de un bioenergoterapeut. De un bioterapeut, de orice. Da? <coughs> Poate că e momentul... Sunt oameni care trăiesc în viața de familie, o tragedie sufletească, înțelegi? Și nu atât că le-a murit cineva. Nu, Ei trăiesc tragedie sufletească pentru că să ne fericiți. Uh, da, în drum. Eu niciodată nu le dau sfaturi. Adică nu spun, nu dau hotărâri. Fă asta. Nu. Ai 70.000 de posibilități, tu ți alegi. Ascultă-ți interiorul. Noi, suntem ca animalele. Ce animalul o să duce unde simte că e pericol? Nu. Noi ne ducem că suntem idioți. Înțelegi? De aceea, instinctul tău ce spune. Și dacă instinctul meu spune să vină la tine, cum ai lucrat ce? Ai intrat. Foarte bine. Bine ai venit. Și eu întreb. Problem. Eu de undeva trebuie să încep o discuție. Păi știți, eu am multe probleme. Multe. Începe depresie, anxietate, da, zic, toxicitate. care E una dintre ele. Dă-mi un reper ca să știu încotro mă duc. <laughs> Pentru că a, cu asta se poate face și o diagnosticare pur medicală, deci nu e nicio chestie, dar se face și diagnosticarea sufletului, că e important. Așa că, așa decurge situația. E important să știi uh, Zodia? Păi de multe ori, da, este un reper, pentru că noi avem microcosmosul, uh, avem niște chestii fixe ale zodiilor. Și chiar dacă, uite, să spunem, trei vărsători, da? Unul pe 18, unul pe 19, 1 pe 20, să spunem. Unul din ei este atipic, este ok, nu are nicio problemă, e din asta pe pozitiv, pe... Și doi sunt mai negativiști pentru că așa sunt zodia vărsătorului, da? Sunt din ăștia care își fac filme indiene în cap, trece o perioadă de timp și ăla al treilea își vă da rama pe față. Pentru că el este așa, ca și ceilalți. Face parte din zodie. Are mici chestii pe care le are acolo. Impregnate. Nu există. Uite, tu ești berbec, da? Într-un fel, cu tine, soția sau pe cine ai în familie, trebuie să fie foarte diplomați. Ai înțeles? Că tu ești cel care trebuie să iei hotărâri. Dacă le iau ceilalți o să spui nu sunt Damian Drăghici, sunt soțul lui Doamne. Dar așa ești Damian Drăghici. Câte întâlniri poți să ai pe zi? Și o sută. Nu, adică îți consumă la un moment dat întâlnirea parte din energie sau asta, sau ai nevoie fiecare să le încarci? Fiecare întâlnire are, pune, își pune amprentă pe tine. Asta mă referai. Obligator. Și ai nevoie de o pauză, să te cureți? să te... Uh, Nu atât să te cureți, că tu nu preiei energia omului, ci doar. Te protejezi uh, cumva sau. Există metode de protecție. Uh, tu lucrezi cu energia lui, tu nu preiei în sine. Okay. O transform pe -a lui. Așa. Și dai de la tine, niciodată nu preiei. Da? Uh, important este că, indiferent cât-ai vrea să. Trebuie să comunici cu omul, da? Și îți spun eu că nu există om să n-aibă o problemă, să vină de acolo, de undeva din interiorul lui. Deci de toți avem nevoie de vindecare. Da. Am înțeles că, că, că e suficient să-ți arăt palma și poți să-mi spui multe lucruri interesante din, palma, din linia vieții Cum mele, nu? De pildă, de pildă, câteodată, chestia asta îți vine să o faci, dar câteodată nu îți vine să o faci. Pentru că eu degeaba mă uit în palma ta. Eu sunt ca o femeie care dau în cărți. Cărțile pentru mine sunt doar o, un fel de... Am înțeles. Um, cum să zic eu ție? Un um, ghid. Recuzită. Un ghid. Recuzită. Recuzit. Recuzită care să-mi umple Sunt foarte multe femei pe care eu le știu care dau în cărți, dar nu au nicio treabă legătură cu cărțile. Ele zi, de fapt ca... Are alt canal de informație. Da, 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 Îți spune niște lucruri care... Și să spun un tus de verde? Hai să moară bine. Deci la mine acum că acu ai simțit energia mea, nici n-ai voie să te uiți sens? în palmă. Nu, 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 n-am o problemă de a mă uita în palmă la tine. Dar pentru mine palma ta este, că mă uit în palma la tine, este doar o recuzită pe care e un fel de teatru. Am înțeles. Foarte înțeles? frumos, foarte frumos și ai spus, da. Adică eu am nevoie de scule. <laughs> și asta e o fest, e o chestie de a te aborda. Dacă tu mi-ai întins mâna să mă uit în palma ta, e deja o deschidere a ta Ia. către relaționarea Părere. cu tine. Păi ce poți să spui la o palmă -o de, genul ăsta? Nu contează. E important e să te uiți într-o palmă a unui Păi vezi de ce spune ție, -ți că palma e doar un... Ai uh, înțeles? Uite, de pildă, tu toată viața ai făcut ce ai vrut tu, adică în muzica, chestia asta, ai creat creatorul dar ai mai avut niște chestii, niște tendințe să faci altceva. Lasă că un magazin colo-col, col, nu asta. Ai vrut să faci altceva care se împletea cu ceea ce faci tu, dar s-a rupt. Și îți spun de ce s-a rupt. S-a rupt că nu de tine a depins toată chestia asta. Hei, vezi cum încep eu să zbicesc în față. <laughs> naltule, la, 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 un țigan, la un, <laughs> cicura, un țigan! și cum cea, tata zicea, ok, basically. Și că, naltule, brădosule, mult muncești, puțin, mult muncești, puțin agonisești. <laughs> Așa și eu, știi. Asta e, vezi, recuzita. Odată ce mi-ai dat palma, este deschiderea ta. Chiar dacă din pură curiozitate o faci. Da, da, da. Ai înțeles? Dar în momentul când eu spun niște lucruri, încep să cați pe gânduri, pentru că eu îți spun ceea ce eu n-am citit nici într-o carte. Da, da, mine. da. Înțelegi? Asta este canalul de informație pe care încep să-l ai, îl accesezi. Și așa se întâmplă și cu pacientul. Pacientul se așează pe pat. Sigur, vă rog frumos să vă întindeți. Și glumesc și spun. Și ce mai ziceți? Ce mai faceți? <laughs> și când eu sunt prima dată la dumneavoastră, dar nu e nicio problemă, poți să fii și a 10. De fiecare dată îmi să întreb ce mai faci. Știi? Și îl dispun pe om, îl deblochez. Să se deschidă. Și în momentul când îl deblochez, am acces la toată informația. Povestește-mi câteva lucruri, nu bine, bineînțeles, bine, fără să nominalizez la oameni care mi-ai relatat ceva foarte fain înainte despre cineva cu o problemă cu o fibrilație, mm -hmm. care s-au schimbat lucrurile și chiar e incredibil povestește mai alte lucruri, câteva exemple așa, să răspui și celor care sunt acasă, știu că tu o să uită la tine la televizor, te văd în toate părțile, dar aici aș vrea, pentru că ești într-un cadru privat și putem să vorbim, nu suntem ca la televizor, nu avem bucitate uh, publicitate și astea și ce ne -au. adică lucruri care oameni chiar au venit la tine cu probleme și după o zi, adică după o sesiune, două, trei, ai făcut tu, adică în afară că ai, ai salvat pe oameni, ai făcut tu lucruri care, de te-ai mirat tu de tine. Păi asta, ăla cu fibrilația, fibrilația Eu m-am mirat, crede-mă Nici nu-ți să crezi N-am crezut că, că mi am putut să fac chestia asta Că am putut eu să fac chestia asta Așa dintr-o dată Sunt mulți care tot așa Vin în fibrilație Dar vin, ies din fibrilație la șapte ședință La șase ședință da? Eu nu fac ședințele zilnice, eu fac ședințe una la două săptămâni, pentru că modificarea pe care noi o facem în corp trebuie să se să o organismul. E ca și cum eu mă duc la ceas și succesc și las să meargă puțin, iar mai sucesc, iar mai las să meargă puțin, cum, cum ți alergi o pereche de da, bani. Da, 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 Dar nu lărgești dintr-o dată, tot întinzi. Hey, cam același lucru facem și noi. Sunt foarte multe cazuri. Poți să dai seama că de 30 de ani sunt, ar tot fi cazuri și sunt cazuri unde nu putea face copii dintr-o ședință după ce a rămas însărcinată. Eu n-am cuvinte. Cresc, uh, vreau să întreb ceva aici și știu că pentru cei care sunt nu uh, știu cum să o spun ca să nu spune mai ales că știu și tu ești credincioasă și o suntem mă îndoiesc suntem creștini din credincioși, dar există de multe ori energii sau spirite care să lipesc sau care să aciuiesc de noi și cumva le dai la o parte? Nu. No. Sau dar atunci acum, care ar fi explicația? Uh, pentru că eu nu sunt... Nu, care ar fi explicația acestor lucru care se întâmplă? Adică e o energia blocată sau care e de... Adică poți să explici asta în cuvinte? Ce faci sau... Să spun. E slab cel de care se lepește. Ok. Peși și atunci femeia asta care nu putea să facă copii sau ce care avea fibrilațiile, de moment ce nu este o problemă fizică, doc, la doctor nu este nimic. Corect. Și atunci ce este energia asta? E, e propria energie blocată de omul ăla sau de în afară? Tocmai de aceea că chiar dacă era dorința mare de a avea un copil, dar undeva... El nu... Ea nu crede. Atât tica. Ai înțeles? Și articul ăla era cel care ținea cel mai mult. E simplu. Ok. Și n-a fost decât să dispui Energia, cum trebuie. A, aia e toată problema. Spunea cineva, am avut un invitat foarte fain pe care credește <coughs> pe Adrian Cranta și spunea că ne suntem 4% materie, 30% energie și 66% informație. Și la 30% energie, acolo e totul. Primești informația și pe păi o Exact. De ce spune chestia asta? Pentru că noi suntem rodul gândirii noastre, da? ce e gândirea noastră? E o energie. Cum gândești, aia devii. Exact. Ce ce face aia este? Exact. Eu. Ce spui? Cum spui? Pe cuvântul. Întâi a fost cuvântul, știi? De la eu am citire, da. Noi ne transformăm în urma cuvintelor noastre. Nu nici suntem nici sunt conștienți de puterea cuvintelor. Da, nu suntem nici pe nici 5% nu suntem conștienți. Ce putere are cuvântul? Noi putem distruge oameni cu cuvântul. Noi putem înălța oameni cu cuvântul. Te duci la cineva și spui, ia uite, eu nu arăt foarte bine astăzi. Domnule, el nu zice nimic. <laughs> da. Nu, și asta iartă-mă, nu dacă ești tu care ești de pe feciorul și ești dar și tu un om normal care spui lui Exact. Adică, fără să crede că ai citit tu ceva în el social. Un vecin, Dumnezeu să-l ierte neacostica, un om excepțional. 80 de ani. Da, el era din la care. Când m-am dus eu, mi-am mutat adresa cabinetului, el locuia în blocul unde m-am mutat eu. Și zice, Doamne, dacă ați ști de când am vrut să ajung la dumneavoastră, el având o depresie. Domnul era atât de ușor influențabil. Dacă cineva îi spunea, E neacustică, nu arăți foarte bine astăzi. Domnule, instantaneu! Venea și Lediu, eu nu mă simt foarte bine. Neacustică. De dimineață erai ok. Acum nu te simți foarte bine. Înțelegi. Sau uite, a avut o problemă cu aluniță, da? Pe care eu am văzut-o că este un carcinom de, de piele. Um, nu am vorbit cu el, pentru că știu că este ușor influențabil. Dar am vorbit cu băiatul și i-am spus uite așa, așa, te duci la chirurg și te rog din suflet. Când ajunge acolo? Nu-i spun. Dar nu-i spune nimic. Dă-mi și mie chirurgul la telefon. A fost răguț. Fii Așa a făcut. I -a zis, știi că e sensibil și nu trebuie să... Ar, ar fi făcut el să devină... Da. În propria lui gândire. și spun, domnul doctor, nu-i faceți biopsie întâi. Scoateți-o de tot. Rezecție conică, conizare, frumos, scoasă, dați-o la analiză, chiar dacă iese după aia. nu e nicio problemă, dar nu-i spuneți acum. Doctorul, un om normal, specialist, după cum arăta și-a dat seama că este carcinom, mai înțeles, dar pentru că i-am lămurit care e problema cu psihicul în acustică, a rezolvat problema. I-a ieșit biopsia peste 40 de zile, Păi zic, două luni, o lună jumate doar. Vine de acolo și că, ia uite, porcăria aia mea știi că era canceroasă, măi, Lidiuț. Deci? Păi nu a 40 de zile, doamne ferește, dacă știa el și-ar fi creat. Își crea? Era deja dus, doamne ferește. Păi uite, el a decedat în perioada de pandemie. Și fii aten. Eram la cabinet și a venit și zice, știi că lu nevasta mea a găsit COVID. A făcut COVID nevasta mea. Păi, și în clipa următoare, lunea cu i s-a făcut rău. Nu știu cât de mult, dar pentru că el, având în antecedent o depresie cu, ca, cu chestii de astea de a ne ieși afară, nu ieșea din bloc decât până la ușă. El nu ieșea din bloc afară decât până la ușa scări. Atât. Pentru că era într-o chestie de -asta de depresie și eu tot timpul am lucrat cu el și. Era bine, se ducea la piață, venea, înțelegi? Și era destul să-i spună, astăzi cineva neacostică, nu arăt foarte bine. Clipul următor nu era bine. Înțelegi? Deci asta era un fel de o problemă a lui, pentru că ajunge să la 80 de ani, te gândeai că a trecut maturitatea vieții. 82 de ani neacostică, vreau să-ți spun că fizic era beton. Beton. Numai pentru că, având această problemă a lui cu depresia asta care. Mai greu, de dai seama, de la 50 de ani diagnosticat cu depresie. depresie. Uh, el a, ieșit, a făcut stare de panică, ai înțeles? Și a început să se sufoci. Și l-au intubat. A decedat. Cât de important Dacă este... nu se interna, da, nu nu Cât asta? de important este atitudinea asta mentală față de ceea ce ne se întâmplă în viața de zi cu zi și felul în care gestionăm această putere interioară, această, acest psihic, acest emoțional. Uite, asta ar fi un sfat pentru mulți. Pentru că abordarea situației trebuie să fie neprăpăstioasă. Adică întotdeauna să ne uităm mă uit la ochelarii tăi. Eu mă uit la ochelarii tăi nu că nu vezi tu, ci mă uit o chestie bună. Adică că văd te ajută partea, să vezi mai, mai mare, mai bine. Văd partea bună a lucrurilor, înțelegi? Dar Așa și noi. Noi nu trebuie să ne uităm la paharul ăsta că mai avem puțin, dar uite cât am plin. Adică atunci când primești un telefon și primul lucru care te gândești că o să fie ceva rău. Abordarea asta și atitudinea în față de situații în sine ar trebui să fie un pic mai... Mai cu sictir Știu cum să zic. Ai înțeles? Ușor mai de nepasare, de ne. Uh, nu dus în extremă impregnarea asta și și trăirea puternică. Cu frică. Pentru că chestia asta nu ne va da voie să gândim logic. De aceea oamenii rămân în situații. Agățați, acolo Și nu poți ieși de acolo Și într-o ceartă Păi în loc să te bucuri Că ai scăpat de un nebun de lângă tine Te-ai certat cu el Și să te bucuri că ai scăpat de el Tu stai tu să plingi. te gândești De ce dracu te-ai te certat cu ăla Asta e Și mulțumește oamenilor care Au venit în viața ta Și-au făcut viața frumoasă Și mulțumește și mai mult celor care au plecat Și-au făcut-o și mai frumoasă Lidia, de la toți pacienții pe care îi vezi, și slavă Domnului, vezi o comandă, câți în ultimii ani vin cu depresie și anxietate? Majoritatea. Majoritatea, nu? Majoritate. Adică a crescut mult în comparație cu trecutul? S-a triplat, ca să știi. Și e chestie de... Că vorbeam și cu... Mai ales după pandemie, nu? Din început, din perioada de pandemie și încoace, dar îndeoseb după pandemie, Depresiile sunt cronte. La orice categorie de vârstă? Orice categorie de vârstă. Nu contează. Și care este. Tineri. Foarte mulți tineri. Care puteți putea să-mi spui că este motivul principal? Adică, tu vă zic ca un uh, specialist. Nesiguranță. În tinere. Nesiguranță, da. Incertitudinea, nesiguranța zilei de mâine. Sunt copii buni, frumoși. Noi avem foarte mulți care nu au treburile cu cu tot ce ține occidentalismul și copii educați și copii buni, nu copii de bani gata, ci copii foarte buni, cu un suflet bun, care sunt material bun, înțelegi? Care săracii sunt în depresie. Pe ei, incertitudinea asta îi debusolează. Incertitudinea la ce? Adică Asiguranță, Cât de sigur ar trebui să fii? Cât de sigur ar trebui să fii ca să nu fii, să fi în greu. Pentru că, că trebuie să ai puțină incertitudine ca să ai motivația. Uh, au incertitudine în ceea ce înseamnă un post de muncă. Și când spui un post de muncă, spui așa, siguranța ta, a familiei tale, Poate că vrei să-ți faci o familie, dar când vezi că ești nesigur pe un serviciu, pe o situație ca pace, ca liniște, nu poți să mai faci lucrurile astea și te gândești, știi, de 10 ori se gândesc sărace copii. Deci, ți-am zis, eu am foarte mulți tineri care lucrează la multe naționale, câte 14-15 ore pe zi, ies de acolo, câte 9 ore, câte 10 ore, ies de acolo, sunt storși ai înțeles? N-au nicio viață din asta să-i bucure ceva, să scapă sâmbătă, duminica, cel puțin, cel mulți doar duminica, scapă să se ducă undeva și nici măcar nu știu ce vor în acea zi pe care o au liberă. Sau lumea frică să bată sau ceva doar ca să scape de... Exact. Și atunci, uite, s-apucă de o țigară cu... Da, da. Alte a, lucruri? Exact. Chestia asta, ei a făcut comozi cu mâncarea la apăsat de un buton, cu totul la un băsat de buton, adică... Cu activ... televizorul, cu rețelele de socializare. Exact. Cu, S -s cu comparația asta o, după... cu... Cu rețelele de, de socializare e de dezastru, adică acolo ce ține de... Ei nu-și mai fac relații, tu în nu, ai nu fată pe stradă. un unii dintre ei nu au curaj. Păi tocmai În vremea noastră era greu, adică trebuia, să vin spre tine, Lidia, vrei să ieși la o cafea? Și dacă, dacă ne dai o palmă, luam palma plecăm plecam și mai făceam iarăși. Acum dai un mesaj doar. Vrei să nu? Și nici mesajul ăla nu au curaj. problema este că au curaj, dar știi cum e ca, precum calul lufăt frumos, știi că la întâi a fost o globă care a mâncat și s-a făcut calul lufăt frumos, așa și aici. Toate Frustratele și toți frustrații sunt pe internet. Sunt, nu există. Deci, ori e însurat și vrea să-și facă relații de conjugale în altă parte, ori au toți frustrările lor. Ai înțeles? Nu există. Deci, putem să le luăm, să-mi spună mie că este echilibrat psihic și că doar că este o modalitate mai comodă. Păi stai puțin. Dacă pentru tine spui că este o modalitate mai comodă să agăți pe Facebook sau pe orice Tinder și restul canalelor de socializare, înseamnă că n-ai curajul ăsta. Da. Să nu spui mie că tu ții foarte mult la timpul tău. Păi e timpul același să mergi pe stradă și să vezi o femeie frumoasă sau un bărbat frumos sau să stai în fața calculatorului. E același timp. Da, corect. Și acolo vezi ceva real, aici vezi Cum îl, cum îl valorifici, cum îl valorifici timpul ăla. Da. În afara tinerilor vin și oameni la 40, 50, 60 care sunt deprimați sau anxioși? Sigur că da. Sigur. Păi de pildă am avut un tip care a fost director la o multă națională care a venit într-o formă de depresie destul de gravă, și îți dai seama că, de fapt, depresia era că nu mai e director la 40 de ani. Și spun, dar ce vă face să trăiți chestia asta în interiorul dumneavoastră, v-ați supărat? Eu știind că el a lucrat și a dat tot până la 40 de ani, la 40 de ani, uh, nu, i-au zis aia, pentru noi ești bătrân. ai înțeles? Ok, a câștigat foarte bine, își permite. Și am spus, dar vă permiteți să faceți o altă afacere. Să porniți o afacere, da? Faceți-o. Ce vă oprește? Nu pot munci fără stăpân. Ai înțeles? Sau uite, de pildă... Și l-ai ajutat? -ai... Sigur că da, sigur. Și am într-un fel, practic, mai mult l-am încurajat să înceapă ceva. Da? Mi-a zis, aveați un stăpân la care lucrați. Acum încercați să fiți stăpân dacă puteți. Apropo de stăpân, știi, am dus la părintele Ciprian și eu sunt prietenă bună cu el. E un om excepțional, așa. Poți vorbi cu el multe lucruri. Și îmi zice, doamna Feciora, haideți să ajutăm pe doamna să, să se angajeze eu de obicei să râd așa dar știi, 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 ce știe doamna să facă dacă, ca să știm încotro da că mai există, relaționare porți deschise, o, oameni în jurul nostru că există, știi, mai avem suntem sal solvabili <gântu -i> așa <gântu -i> și spune, doamna a fost directoare 15 ani, nu știu unde și atunci când mi-a zis că a fost directoare, mie mi-a nu crede mei imediat fac niște conexiuni din astea periculoase și zic părinte, eu cu cel mai mare drag dar când un om după 15 ani de directorat n-a găsit pe nimeni să o ajute mă întreb ce fel de om este nu că nu mai trebuie celor unde a fost angajată directoare, da? Dar pe câtă lume ai ajutat tu? Ce ai făcut tu în viața asta? Ce ai lăsat în urma ta? Când ești pe, te duci, vezi că te-ai agățat de o funie în prăpastă, căzând în prăpastă, te-ai agățat de o, de o, rădăcină care a acolo și nu vine nimeni să te scoată? După 15 ani. După atâția ani? N-ai niciun prieten care să spună, domnule, ce bine mi-a făcut omul ăsta, mă duc să-l ajut. Îmi pun multe semne de întrebare. Să ajut acest om eu? La rândul meu sau nu? Și nu-l ajut. Ce frumos. Și nu-l ajut. Nu-l ajut pentru că trebuie să-și ia lecție. Înțelegi? Câte sesiuni are nevoie cineva? Adică de la una la 10, 15 pe săptămânal sau luni de zile? Sau... Nu, sunt odată la două săptămâni cu pauze între ele de luni de zile ca să aibă timp organismul să se... N-am o chestie. Eu am pacienți care vin de 25 de ani. Și cât timp îmi durează o sesiune? La unei 10-15 minute, la unei 20. Depinde. Că nici nu poți să lucrezi. Adică ca să -i... Păi, eu pot să-l țin pe un 45 de minute pe pat ca să-l impresionezi că l-am ținut pe pat. <laughs> că dacă eu îi fac doar 15 minute ședința, eu de ce să-l țin da, 45 de minute? Direct. Înțelegi? cât costă ședința? Îi spun cât costă ședința, cât durează? Zic 15-20 de minute. Așa puțin. Și spun, bine, dacă vreți 45 de minute, costă 10 milioane și îmi dați 10 milioane, și de 45 minute, nu problemă. <laughs> Și deci că a, am înțeles. Da, bine. Cum te pot găsi oamenii? Poți? Cum te pot găsi? Pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok? No, eu pe Facebook nu sunt foarte activă. Am o pagină destul cu mult, foarte mulți măritori, Dar de la un timp. Nu că m-am deșteptat, că eu deșteaptă sunt de mult, înțelegi? Doar că mi s-a scrbit așa un pic viața. Că știi, eu cândva, n-am ieșit din masonerie. Nu, nu. Am trecut în adormire. <gângătă> am făcut parte și fac parte dintr-o lojă. Nu e niciun secret că este și pe internet filmulețul cu mine. Dar mi-a scris o doamnă așa. <gâtă> -am iubit, vă iubeam foarte tare. Eu v-am iubit foarte tare. Dar de când am văzut că sunteți în masonerie, nu vă mai iubesc deloc și atunci am scris nu m-ați iubit niciodată mințiți cu seninătate un om îl iubește și dacă este cioban și dacă este împărat și dacă e rege și dacă este gunoier, îl iubește că e om și am o întrebare la dumneavoastră, ce faceți dumneavoastră că nu sunteți mason și fac eu Că sunt în masonerie și ce fac eu că sunt și dumneavoastră nu. Este ce înseamnă masonerie pentru cei care nu știu? Este o organizație discretă unde multă lume are impresia că se fac tot felul de ritualuri de. Nu, masonerie este o, o organizație discretă care, în primul rând, ține foarte mult la socializare, ține foarte mult la relaționare, așa, s-a stricat în ultima perioadă pentru că pentru găsești valoare acolo, știi? Acum mai greu le găsești. Și sunt diferite lojele mă rog, sunt foarte multe lucruri, sunt masculine, feminine și așa mai departe. Nu intru în a discuta despre chestia asta, de obicei nici nu se spune că ești sau nu ești. Dar vorbeam așa de caz că ți-am zis, dacă mi-a zis aia mie că... Și de ce e Facebook-ul pentru mine că am rămas așa într-o parte, știi? Și atunci oamenii te pot găsi cum te caută pe și găsești numărul Este adresă pe internet cu fundația Lidia Feciorul, pentru că eu am o fundație care este făcută de 26 de ani. Când am făcut fundația, un prieten de-al meu, evreu, avocat, râdeam cu el și spune, cum îi punem denumirea la fundație? Da, eu zic, nu știu, gândește-și tu, orhideea ceva. <laughs> și el stătea așa zice, bă, o cunosc eu pe orhideea asta cumva? <laughs> și zic, adică, da, el, bă, fundația trebuie să-ți poarte numele, da? Și atunci nu eram atât de cunoscută. Dar oricum a zis, fundația asta trebuie să-ți poarte numele. Și poate cândva, pe poarta unei, unei mari clinici, a unui mare spital, va scrie Fundația Lidia Fecior. Așa că mă pot găsi pe internet, acolo este adresă, telefon. Am un telefon pe care, de când s-a inventat orange nu l-am schimbat niciodată. Ce tari. Am aceleași numere de telefon, nu le-am schimbat. Ideea dacă ar fi să spun întrebare așa, de obicei le, le spun uh, uh, o întrebare uh, întrebătoare. Nu, celor care vin la mine în podcast la <coughs> sfârșit, dacă cineva s-ar uita la noi peste 50, 150 de ani într-un metavers, într-o realitate așa, virtuală, da? undeva un copil pe YouTube, ce o să fie peste 200-300 de ani și n ar vedea pe noi doi și-ar spune, ia să vedem -o ce vorbeau nebunii atunci. Care ar fi din toate experiențele tale acumulate și toată experiența asta vastă de viață întreagă și atâți pacienți și energia pe care o ai și cu tot ce ai lucrat și în Rusia și în România și ești o persoană plină de cunoștință. Care ar fi recomandarea ta sau un sfat pentru tânăra generație sau pentru oameni în general? Fiecare generație la rândul ei va avea alte valori. Înțelegi... Uite, de pildă între mine și tine, e lipsă o generație, da? Sau nu? 1170. Oricum, 10 ani diferență, contează foarte okay. mult. să știi um, Hai că nu există lipsă o generație, dar totuși, ești altă generație, practic, da? Um, cât, indiferent că cât va trece timpul și peste 50 de ani, se vor uita la podcastul nostru și vor face diferența între ce este ce va fi atunci și ce avem noi acum. Okay. Înțelegi? Așa cum ne uităm noi la filmele care sunt filmate în... Uite, apropo că am văzut un filmuleț foarte mișto despre cum se făcea foaia matriculă în România. Da, da, da. da? Ai văzut filmulețul? Cu siguranță te-ai întâlnit da. cu el. Ți-a plăcut Abordare. Da. Ei, uite, mi-aș dori chestia asta acum să se înceapă de nou. Mi-aș dori să văd că vin din nou școli de croitorie. Mi-aș dori să văd meserii. Mi-aș dori să văd meserii pentru că asta era o clasă de mijloc. Da? Meseriașii. Uite, eu am fost odată în Israel, acum vreo 20 de ani, și soțul doamnei era arab-evreu. Da, arab. Era mai mult decât evreu. Nu știu cum să spun. Nu știu. Da, da. Nu mă întreba exact. Abar, da. Și ne-a făcut o excursie mică la el, la atelier. Bă, erau șiruri de garaje. Unde unul făcea o piuliță, altul făcea nu știu ce șurubel, altul făcea nu știu ce. Uite așa erau meseriași care trăiau foarte bine, care duceau foarte bine, da? Tache, Ianche și Cadăr, despre ce vorbim. <laughs> da? Trei comercianți erau. Dar făceau și... A, a, erau și care... aici găseai pantofar, aici găseai croitor, aici găseai de reparat genci, aici găseai de reparat niște geci, acolo se reparau blănurile, acolo se făceau pălării. Centru vechi, adu aminte? Da, da, da. da? Lipscaniu. Eu l-am prins. Deci ar trebui să existe cumva, vezi, după care comandare, să te să ne întoarceți pe meserii, pe ceva care space da. noi. Uite, de pildă, mă bucură foarte mult faptul că sunt foarte multe familii care, în timpul pandemiei, s-au întors în Europa. Da? Tineri. Care au venit, băi, și nu s-au ușezat în oraș. S-au dus la țară. Fabrica de măgărițe, de lapte de măgăriță cresc cu un ju, un ruju, buju, tot felul de nebunii, tot felul de pomișoare, tot felul de coacăze, înțelegi? <coughs> Ferme, căprițe, se întorc la natură. Ăia s-au săturat în Europa de mânca plastice, <laughs> înțeles? Și s-au întors și trei, vor să mănânce natural, s-au întors la țări, țarină, și au cumpărat căsuțe pe la țară, pe cură, pe nardeal, pe cură, pe cură. și s-au dus la țară și nu ce. Nimeni nu s-a întors să stea în oraș, bată câmpii pe stradă. Deci, în două cuvinte, asta ar fi recomandarea, să ne întoarcem la noi. Cred că ar trebui să mână. ne întoarcem la noi și să valorificăm ce avem și să creăm valoare din noi, de aici. Doamne ajută Mulțumesc, mult, să rămână felicitări pentru tot ce faci. Îți da mulțumesc și Să faci așa și mai departe, să faci bine pentru oameni și îți mulțumim pentru vasta ta cunoaștere și pentru tot ce faci. Îți mulțumesc și eu și îți mulțumesc pentru invitație. Poate că na, nu m-am exprimat exact ce, dar, exact ce era nevoie. Dar eu spun ce am în suflet. Nu există altceva. Adică nu, eu nu pot fi fals, înțelegi? Și pentru că nu pot fi falsă, e important chestia asta. Ăsta este drumul meu de, a, de toată viața. Eu n-am cum să mă schimb. Dacă cineva are impresia că eu mâine am să fiu vreo lingușitoare și... Vom... Nu. No. Doamne ajută! Am avut... în nu? Nu, nu, nu! Am avut, no, 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 no. avut chestia asta de tendințe de a intra în politică și după aia mi-am dat seama că, de fapt nu e locul meu acolo, eu am altă menire. Trebuie să mă ocup de oameni. Aia e toată problema. Ce frumos! Înțelegi. Să rămână, mulțumesc mult de tot. Cu mare trască. Doamne ajută! Vă mulțumim mult de tot, nu uitați să dați share și să vă abonați. Mulțumim mult!